ies la iveală în cazul sportivilor loviți pe Dunăre. Polițistul de frontieră care i-a salvat pe tineri din apă spune că autorul faptei s-ar fi întors totuși să-l ajute să-i scoată pe copii din apele Dunării. În momentul impactului am crezut că le face vreo glumă, că au o înțelegere, că băieții mai fac baie și încearcă antrenori. Eu am crezut că au o înțelegere să-i răsoane, să facă și baie. Eu asta am crezut inițial. Dar după impact, nu mi-a venit să cred, am rămas șocat. Sebastian Sârbu are 46 de ani, este agent șef și lucrează la sectorul poliției de frontieră Orșova de 25 de ani. Frontieristul se afla în timpul liber și fiind în apropiere cu ambarcațiunea personală a intervenit imediat și a scos tinerii din apă, unul dintre adolescenți având o fractură serioasă la braț. Mă aflam în timpul liber, mă plimbam cu șalupa personală, am văzut sportivii, chiar le povesteam că de aici pleacă mulți campioni. Îi urmărim de când învață să stea în caiace. Am oprit în dreptul lor să nu le fac valuri și mergeam paralel cu ei, totodată observând că o embarcație se apropie de ei. Eu am crezut că inițial le face vreo glumă să îi facă să facă baie, ca o înțelegere, ceva. Antrenorii încearcă dacă, probabil că dacă fac baie, trebuie să țină de antrenament. După impact am rămas șocat și eu, am acționat instinctiv, am selectat care din priviri care este mai rănit. Ultimul care l-am scos în barcă era cel mai lovit, că ăla l-am agățat primul să se țină de barcă și am scos pe celălalt ca să mă folosesc de care mai era întreg, să mă ajute să-l scot pe cel mai rănit. Între timp, până am scos băieții în barcă, barca care a fost implicată în incident s-a întors. Se vedea groaza de pe fața conducătorului. M-a întrebat dacă sunt întregi copiii. I-am spus că sunt în regulă și i-am spus că am nevoie de o barca lui să scoată epava ce a mai rămas de acolo. Nu știam că pot să mă descurc singur. Până se întoarcă el de unde avea punctul de acostare, eu deja agățasem toate șepci, vâsle, caiacul, inclusiv l-am legat lângă barcă și am mers în paralel. El a venit între timp, a mers paralel cu mine până i-am predat la antrenor. Între timp, autoritățile locale spun că vor lua măsuri cu privire la pontoanele ce sunt amplasate ilegal pe malul Dunării. Măsuri se anunță și în ceea ce privește circulația embarcațiunilor de agrement pentru a nu-i mai încurca pe sportivi. Cum vedeți ce s-a întâmplat ieri pe Dunăre? Un eveniment nedorit, neașteptat, surprinzător de altfel pentru noi toți. Am rămas stupefiat să constat că o embarcațiune de 4 canotori care urmau să se deplaseze la campionatul mondial de viteză peste puține zile au fost răsturnați de către o embarcațiune de viteză cu motor. Lucru până la momentul acesta nemai întâlnit. M-am autosesizat din ceea ce ați distribuit voi mass media și ieri am avut o ședință de Consiliu Local și am avut discuții cu majoritatea consilierilor locali. Am ajuns la concluzia că prioritate au acești canotori care au dus numele orașului nostru peste mări și țări. Trebuie să le facilităm și să le dăm posibilitatea să se antreneze. Asta nu înseamnă că o să închidem activitatea de plimbări cu barca cu agrementul nautic. O să găsim și am discutat cu consilierii, găsim o locație spre marginea orașului, spre zona Greasca, de unde să se plece în croaziere. Pentru că această porțiune de Dunăre, de lac, să poată folosi să fie folosită de către sportivii care fac performanță și care duc numele Orșovei pe cele mai înalte culmi la nivel mondial și european și nu numai. Pe pontoanele acestea sunt amplasate legal aici? Ce vă pot spune este că nu sunt amplasate legal. Recent a fost în zonă un control de la apele Banat, apele române Barat, tot așa la o sesizare făcută de anumiți oameni și în urma controlului s-a constatat că toate pontoanele din Golful Cernei, de pe raza municipiului Orșova, sunt amplasate ilegal. Ca atare, apele române, prin nota de control, ne-au lăsat măsură să-i desființăm. Chiar așa spune, ne-a dat și articolul de lege care precizează că în aceste situații se impune demontarea, demolarea de către autoritatea publică locală. Are autoritatea publică locală posibilitatea să facă treaba? Cum să nu fim ilegali? Sunt ilegali să plătește Luciu Apii, să plătește la capitanie tot.
Deci noastră plătiți la capitanie. Nu-l filmați, doamne, cine mai cine? Noastră plătiți la capitanie taxe pentru faptul că sunteți aici. Bineînțeles. Cum vedeți incidentul de ieri? A fost o greșeală, probabil, care nu s-a întâmplat niciodată de ani de zile aici. La noi nu s-a întâmplat niciun accident până ieri. Cum vedeți ideea asta de a vă muta în altă zonă de pe Luciu de aici? Păi nu-i bine, mai bine aici. Vor să ia măsuri împotriva dumneavoastră să vă mute de aici într-o altă zonă. Ei spun că stați ilegal în zona asta. Nu e adevărat. Cine spune că stăm ilegal, greșește. Spuneți că Telteu are acte unde are aici și semnate de primărie. Ce s-a întâmplat? Eu nu știu, că am fost pe apă. Dumneavoastră plătiți taxe aici în nu. Zonă? Nu. Nu plătiți taxe? Nu. Nu se plătesc la taxe. La primărie sau la... Plătim la... Căpitanie? Da. Dar nu... Nu stăm ilegal, deci stăm cu bună știință, adică s-a organizat odată să facem ieșirile aici și... S-au plătit taxe, acum nu se mai plătesc, nu se știe care e motivul. Cum vedeți ideea să fiți mutat într-o altă zonă? Dacă ne dă, ne mutăm cu drag. Plătim o taxă la primărie și... Deloc. Fiindcă oamenii vin și aleg variante. Nu trebuie neapărat să meargă cu mine, merg cu cine doresc. Deci nu e o problemă. Vis-a-vis grav. De ce s-a întâmplat ieri? Nu pot să vă spun nimic din acest motiv, că eram în cazane când s-a întâmplat, s-a dat un zvon, a fost ireal, pe urmă dau vina pe cineva care nu știu că a făcut sau nu a făcut. Problema antrenamentelor pe Dunăre pentru sportivi este de notorietate. Reprezentanții clubului de caiaca noi au depus de-a lungul timpului numeroase sesizări către autorități pentru a li se oferi spațiu pe apă pentru derularea antrenamentelor. O barcă i-a dus la ponton și am văzut barca spartă în poză, telefonul a rămas în sală și copiii loviți. Mă doare spate, mă dor umeri. Na, asta s-a întâmplat. În golful Cernei s-a întâmplat în timpul antrenamentului. Ce ar trebui făcut? Făcut un program pentru noi, să avem timp liber, să ne putem desfășura antrenamentele cum trebuie și regulamentar. Nu mai putem cu ei cu bărcile, în fiecare zi ies cu bărcile, de la ora 10:30 e nebunie pe acest lac. Cât de mult vă încurcă? Foarte mult. Foarte mult ne încurcă acest program al bărcilor cu turiști, nebunie. Unii pleacă, unii vin, unii pleacă, ne fac valuri, răstoarnă copiii, nu sunt atenți, nu știu care cum au permise și dacă au permise regulamentare, asta e problema. Se pot efectua antrenamente în condiții normale pe Dunăre în momentul ăsta? Nu, foarte greu, foarte greu. Din cauza bărcilor care nu merg cum trebuie și nu respectă anumite reguli de viteză care sunt puse pe apă. Autorul faptei, fostul polițist de frontieră, se va alege doar cu amendă între 5 și 10 mii de lei în urma cercetării efectuate de către Căpitania Orșova. De altfel, pe numele său, IPJ Mehedința a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, căci unul dintre cei 4 sportivi a fost rănit în urma impactului. Cu toate acestea, bărbatul va rămâne cu permisul de conducere a embarcațiunii, având în vedere că nu consumase băuturi alcoolice.